Salutare toată lumea și bine v-am găsit aici la un episod, o nouă reacție, cum deja v-am obișnuit cu ideea. Avem o nouă piesă de la domnul Nane, Broskis. Vedem care treaba, avem și videoclip. Broskis, da. Și el îi văd de producție muzicală, Luca Beats, ok, nu mă interesează asta, sincer. Hai să vedem acum, Nane, ce are de arătat Broskis și cu emoji-ul ăsta de arată. Hai să vedem. Opa. N-ai grijă de toți frații mei. Doamne, grijă. Nu uitați neapărat de like, de subscribe și ce se întâmplă, avem pe puia pe videoclip. Ok. Nu sunt lângă eu, ne e frică. Nu e chiar el sau e fake gen? E mask. Nu nici de. E chiar kill, cred. Ok, oricum n-a neavut mereu frizuri diferite, deci nu e ceva ce mă surprinde, dar de obicei frizurile lui conțineau păr, acum văd că nu prea mai are. Are niște filme acolo, nu s-a făcut chel să strălucească, dar ok, ok, hai să vedem. Doar să zică, nu scape rândul 1, 2, 3. Doamne, ai grijă, de toți frații mei. Doamne, ai grijă, și când nu sunt lângă eu, ne e frică, nu nici de el, nu nici de el. Doar să zică, nu scape rândul 1, 2, 3. Ok, deci ce s-a fost de fere, nu? Și ce să zic încă? Păi, n-ai, sună cam la fel pe orice melodie, dar sună bine, gen. El sună bine, dar sună mereu aceeași melodie la fel și nu prea mă dă pe spate. Dar hai să vedem în continuare. Ban murdar cu un frate bilion. La verde ala pilor, combinații pasadilor, independent cam skill-uri, de când eram un copil true. Și un frate peste tot, nici nu trebuie să-i vezi. Nu răspund la telefon, oricând o să-i apelez. Dacă e să fac o faptă, nici nu o să lase dovezi. Nu mai vreau vreodată să fac pachet și să-i vizitez. Doamne, ai grijă. O opinia suflet la fel, nimic special, n-are sună. Sună bine, e un artist care sună bine, mă repet, dar nu știu ce să zic, sună bine, da, dar niciodată, pe toate melodiile sună la fel, nu mă dă pe spate. Sună urât, para hater, dar nu, chiar ascult Nane, mai ascult Nane, dar adu ceva mai nou, mă, vreau să aud ceva mai nou de la Nane, sau mai upgrade, un upgrade ceva. Mamă, lui Luzi Ver l-a dus pe lui Luzi Ver aici. Ești prost. Doamne, grijă. Și când nu sunt lângă eu, ne e frică. Nu nici de el, nu nici de el. Pot doar să zică. Nu scape rândul 1, 2, 3. Videoclipul e mișto, videoclipul chiar e mișto. I'll give it that. Chiar e mișto videoclipul, îmi place. E mișto îmbrăcat, Nane. Sau cu așa de aur cum ar veni. Da. Ne riscăm libertatea pentru LV. Yeah. Vezi că nu-i stă chiar rău. Chiar nu-i stă rău. Și ce zic, chiar nu stă rău. Ok, chiar nu stă rău, arată bine. Ce bune zic. Yeah. Faci o faptă, e o geantă la fată, yeah. Yeah. Te duci să-i o duci cadou, să auzi sirene. Pe economie mie, mintea mea fac minim pe zi 1000. Și pot să fac un business din frăție. Hai să rămână banii în familie. Pe telefonul aminte la un tem. Am rămas fără iar. Mă sună un frate, are marfă de dar. Mă sună un vărtăcică la oră. Doamne, ai grijă de toți frații mei. Doamne, ai grijă. Și când nu sunt lângă eu, ne e frică. Nu nici de el, nu nici de el. Pot doar să zică. Nu scape rândul 1, 2, 3. Doamne, ai grijă de toți frații mei. Ok, punem aici pauză. Nane, Broskis. Din nou zic aceeași chestă. Parcă n-a început orice melodie o scoate, o face o și scoate, gen. Adică, și ce zic, nu sună rău. Nane chiar sună bine. Mixul e bun, masterul e bun, e mișto, dar nu știu, mă, melodia asta nu-ți dă un vibe, nu-ți dă ceva, nu aduce nimic nou, e ca orice melodie a lui până acum. Și ce zic, nu prea.
Adică și refrenul era puțin plictisitor, pe strofe nimica special. Da. Păi hai să trecem la a doua melodie. A doua melodie. Avem iarăși Răgușit de la Ra. E un rap, îmi place. Încă n-a ajuns la potențialul lui și încă nu este recunoscut. Dar o să ajung, o să ajung. Sigur o să ajung. Iarăși Răgușit, să vedem, avem videoclip, avem decât visualize, dar hai să vedem. Aștept din nou un album de la el, nu știu dacă asta e de pe album, nu cred, sau un EP, ceva, un material mai lung, să văd de la Rafa, dar momentan ne mulțumim și doar cu un single, deci îi dăm drumul, da? Hai să vedem Rafa. Poate ești mechi la fraierii ăștia care stau și te ascultă. Rafa chiar e mișto, vă zic sincer, mie îmi place. You ain't no schmeckie, motherfucker. What? Chiar e... Aici așa are numele Rafa de la un medicament sau era mișto? Chiar e... Nu cred că există, nu? Rafa medicament. Noapte în care strig, iarăși Răgușit și poi mâine o să fiu la fel pentru... Ui, cum e vitul ăsta? Că mâine iarăși piți, baby, n-am glas, prea mult în pahar, eu peste maghiar, știi că sunt blocat. Într-o noapte în care strig, iarăși Răgușit și poi mâine o să fiu la fel pentru că mâine iarăși piți, baby, am glas, am prea mult în pahar, eu peste maghiar. Ce fac mă Gorbi cu beat-ul ăsta? Că sunt blocați, nu mai pot, ho, gata, gata, o stop. Fără cuburi, dublu, bumbu, fun nu are contor. Odată mă întrebau dacă mai pot și acum mă întreabă dacă pe bune am luat-o. Păi normal, roșu, ruș, bu, hai de șterge urmele măcar. Fața corp, bu, habar n-am cu cine s-o compar. Prea mult de te dai ca un carusela, yeah. Harul meu deja mi-a dat 4-0, yeah. Fă-mă, fă să fac propăt, fă-mă, trea sau beat la oameni, eu tot păi, îmi place. O fețe văd, nu mi-am vândut frații nici când aveam ezitări. Tu-ți dai dolci, dă tovarăși pe vreo dolci, dă țigări. Nu spun multe, no, nu, nu, nu spun multe. Că dacă o spun, o fac și dacă o fac, apoi mă spuneți. Deja e destul, deja nu mai au cum să mă oprească în caz că nu m-am pus deja pe drum. Noapte în care strig, iarăși Răgușit și poi mâine o să fiu la fel. Pentru că mâine iarăși piți, baby. N-am glas, am prea mult în pahar, eu blestemat iar, zici că sunt blocat. Într-o noapte în care strig, iarăși Răgușit și poi mâine o să fiu la... E mișto refrenul ăsta. Pentru că mâine iarăși piți, baby. N-am glas, am prea mult în pahar, eu blestemat iar, zici că sunt blocat. Okay. Nu-i rău. Și ce zic, nu-i rău. Bă, nu-i, e mișto, mai întreb câteva ascultări, dar e mișto. Și a avut decât o strofă într-adevăr mai lungă, a fost bun. Ok, material care l-aș mai asculta. Ceea ce înseamnă că e like. Bravo-i. Rafa, după cum am zis, un artist bun, trebuie să îi dea și el. Păi, eu am fost Robert, ne auzim data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, pa.